Bună ziua și bine ați venit la Albina Online. Aseară, după ce am încercat o desfințare a nucleului bezmetic, care să zicem că nu prea a avut un rezultat foarte bun, se poate întâmpla oricui, se pot întâmpla și tragedii din care vă poate omorâ matca. Vedeți aici în jos Albina din nucleu care a încercat să intre în familie, au fost executate pur și simplu. Deci nu recomand scuturarea la nucleului bezmeticit pentru ca Albina să fie primită în alte familii. Recomand însă o lucrare care o să vă prezint acum. Una foarte comodă, liniștită, fără nicio mortalitate a Albinei și este facilitată de acest tub. Deci, fiindcă noi aici avem un buzunar, avem un buzunar. Până acum făceam hrănire. În acest buzunar, acum cu acest băț care, cei care au acest tub știu că este destul de dificil de închide hanemanul, dar cu acest băț și cu un cui în el voi reuși să le închid foarte simplu. Mă introduce bățul, apăs pe acela și s-a închis foarte simplu hanemanul. Și în partea cealaltă vom închide ambele părți. Deci hanemanul le voi închide toate trei, în toate trei părțile. Astfel închise hanemanul, voi pregăti introducerea Albinei bezmetice în acest buzunar cu o ramă, până la desfințarea sa. La mine, din cauza că aseară a fost totuși o încercare, au mai rămas câteva albine în acest nucleu și am pus pe o ramă. O să iau rama cu ele acum. Aceasta este rama cu ele. Și fără a mai avea parte de nicio mortalitate, acestea sunt cele bezmetice. Le voi introduce în buzunar aici, cu ramă, cu tot, fără a mai risca mortalitate. Bineînțeles, cu trântor, cu tot, va fi introdus aici, în buzunar. Deci aici nu mai am nicio teamă de mortalitatea albinei. Voi închide asta. Voi lua niște pioneze pentru a asigura cât mai bine aici. Pentru a asigura cât mai bine folia, voi pune două pioneze. Astfel, acest nucleu este rezolvat. De aici mai am de făcut o lucrare. Cum am spus, voi extinde încet, încet aceste nuclee formate. Am scos o ramă, rama cu miere cu păstură, o voi scoate. O voi pune în cat, dar te nu... un pic. Nu. Până atunci voi scutura această ramă prin care trântori și va fi pusă în cap. Cam atât. Deci, cam atâta voi face la acest buzunar. Deci, voi introduce un fagure. Acum voi pune pe poziții buzunarul. Deci, îl pun din nou pe poziția lui.
voi introduce acest rănitor cu puțin fagură și albina care a mai rămas o să se adune pe acești faguri și mâine după ce introduc rama, cealaltă o să trec iară în buzunar rama cu albinele rămas. Deci un procedeu foarte simplu de a scăpa de albinele bezmeticite, de a le trece la normal. Bineînțeles, acest tub îmi permite acesta. N-au mai rămas foarte multe. În schimb, voi pregăti capul pentru a da drumul la albina de jos. Ramele vor veni în poziția aceasta. Deocamdată voi face o verificare și la ele de jos. Prima voi copula. Voi verifica că voi lua și de aici o ramă care o voi muta în cap și voi introduce la rândul lui o fagură. Deocamdată voi verifica rama care a fost clădită, acel fagură care l-ați văzut în filmul inițial. Și vom lua și de aici o ramă și o vom muta în cap. Mă uit dacă este o oată. Nu este. O ramă înseamnă că este prea plină cu hrană. Voi vedea imediat. Mătcuța nu este aici. Voi verifica rama, prima ramă, ea are rolul de magazie, da, dar aici se pare că mătcuța a uat pe această ramă, deci nu voi putea trece în cap această ramă. E plină cu păstură tot. Dar oricum nu pot să o trec în magaz. A trebuit să caut o ramă care să o pot trece în magaz. Și cred că știu pe care o voi trece până la urmă. Voi verifica toate ramele. Aici ai clozat puiet. Mătcuța și o ar pe această ramă. Mă uit și după ea. Au și mieră.
specific caut o ramă care e și mătcuța aici pe această ramă. Punem la loc. Important e să vedem mătcuța, fiindcă știm ce ramă să deplasăm. Acum surpriza ar fi să am toate 5 ramele cu puiet. Ar fi o surpriză. Eu totuși sper să am o ramă care nu e chiar plină cu puiete. Slabă șansă. Rame plină cu puiete. Încă vreau să o trec în magazin. Ramă plină cu larve. Și couă. Rama cu construită atunci când am pus acei faguri. I-au construit. Rama foarte frumos construită. Bineînțeles, nu o să mă opresc, că totuși o să continui să pun rame, toate că a scăzut puțin puterea familiei nucleului, dar astfel voi face și o aerisire mai bună. Am găsit, cred că, rama care o căutam. O ramă plină cu miere, căpăcită. Aici este ramă care o pot. Această ramă va veni bagată în cap. O să vedeți aici. Deci astfel am procedat. Acum următoarea ramă va fi cea cu ouă. Și cea construită acum. În următoarele zile o să introduc un fagul. Aici o să aduc rama din buzunar, cel mai probabil, da, o să aduc rama din buzunar aici, peste două zile. Acum va rămâne astfel. Verific și în partea cealaltă, să vedem. Și de aici va trebui să luăm o ramă. Și să o trecem în magazin. Vei verifica ce posibilități. Voi începe cu rama care a fost pusă la clădite, aceasta. Ah!
Asta a fost, eram apusă la clădit. Deocamdată nu m-am uitat la ea să văd în ce stare a fost clădită. Am uitat cu pe ea. Da, surpriză, sunt și larve. E o ramă plină cu larve. Băi, după mâncuță să nu fie pe aici. Oricum nu iau această ramă, să o pun jos. O să o iau pe următoarea. Ramă. Cum era? Uit puțin pe ea, va fi o ramă bună pentru magazin, în caz că nu avem ouă pe ea. Sau mărcuță. Nu, este o ramă cu miere și este a treia ramă care va lua loc în magazin. O să verific puțin și această familie, acest nucleu, să văd exact care e starea lui. Toate că n-ar mai fi necesar, am găsit rama care am dus să o extrag. Aici o ramă plină cu puiet. O ramă, să zicem, nu chiar foarte bună, dar e o ramă destul de bunicică. Mereu am zis că celulele de trântări apar din cauza greșelii apicultorului și aici la fel este. O sârmă nu foarte bine îngropată, fiindcă doar pe o parte este cu cele de trântări. Și aici va veni o foaie. Chiar de seară, cred că o să vă introduc această foaie. Aici eclozează puietul. Există semne de blocaj. De aceea este nevoie de extindere, ceea ce am făcut azi. Altă ramă nouă. Caut mătcuța, fiindcă aseară, după ce am scuturat albinele, acelea a fost un atac progresiv și n-ar fi exclus să
să fi pierdut o matcă. Deci până nu o văd, nu o să fiu liniștit. Poți să oprești. Deci am găsit matcă, m-am liniștit. Și iată ce voi face acum. Deci am luat câte o ramă, am pus în magazie. Acum îl facem felul următor. O scoate pionezele de la folie din partea asta care ținea izolate cele două familii. Mirosul s-a uniformizat între timp pentru că au fost hrănite pomul. Au fost niște pioneze. Iar această folie va fi îndoită astăzi. Nu pe toată suprafața, bineînțeles. Dar cât consider că am nevoie. Deci cam cât am alea 3 rame. Vedeți, așa vine. Și acolo să aduc grila Hahnemann. Deci asta este grila Hahnemann. Ea va izola mătcuțele una de cealaltă. Deci mătcuțele nu vor putea să aibă acces una la cealaltă. Astfel se creează fanta prin care va lucra albina. Acum voi aduce capul. Și îl voi așeza deasupra. Deci astfel arată extinderea acestor nuclee, familii. Și acum ele vor fi foarte bine aerisite. Au și aer, au și de unde să-și ia mâncare sau să-și ducă mâncare. Jos vor primi câte o ramă, aceasta peste 20, cealaltă chiar de seară, când se va umple totul cu albine, atunci vor fi liniștiți. Bineînțeles, în caz de exagerare a familiilor de a se întări, vom lua rame cu puieci și vom întări nucleele care le vom forma, vom mai forma câteva nuclee. Deci cam astfel arată lucrarea logică pentru acest tip, fără a omoră albina, fără scuturarea clasică a dezmeticilor. Și a se obișnui cu una cu cealaltă, să devină prietene. Aici mai rămân vreo 200-300 de albine și ele vor intra
în familie cât de curând, după ce se vor domoli și vor căra polen, vede ele ce vor face. Până atunci, sper că a fost un film destul de plăcut și ne mai auzim la albinaule. O să vă țin la curent cu dezvoltarea acestor nuclee. Cu asta v-am lăsat și pe data viitoare. La revedere!